bine ați venit la conferința de presă a Partidului Social Democrat, Organizația Județeană Călăraș. Astăzi, în săptămâna pandemilor, cu toții ne gândim la cei de lângă noi. Ne gândim la locuitorii județului Călăraș, la cei care sunt în mare necaz, sunt în nevoie. Lângă mine am cei care astăzi se preocupă de soarta județului Călăraș, pe anumite subordonate direcții ale Consiliului Județean. Cred că împreună cu parlamentarii care îi preocupă bunul mers al județului Călăraș și nivelul de trai al județului Călăraș, preocupările lor în săptămâna mare va fi să fie prezenți în teritoriu și să aline durerea unor familii. Pentru toate astea îi aduc în fața dumneavoastră de la stânga spre dreapta pe fiecare să transmită implicarea pe care fiecare membru și om de conducere din Partidul Social Democrat, Organizația Județeană Călăraș, îl are față de seminii lui din județul Călăraș. Domnule Samuilă, cu dumneavoastră să începem. Da, mulțumesc, domnule președinte, bună ziua, vă spun și eu. Într-adevăr, am făcut o analiză și astăzi, imediat după conferința de presă, am luat legătura cu președinții organizațiilor de partid ale noastre și o să fim prezenți în majoritatea localităților. Am hotărât cu președinții de organizații niște familii care sunt în o situație mai dificilă și am, în colecta pe care am făcut-o, o să facem și o să fim prezenți în localități să oferim cât se poate din partea noastră niște cadouri pentru cei aflați în nevoi. Partidul Social Democrat a lungul timpului a făcut și a dat dovada că este aproape de oameni. Vrem, în limita posibilităților, să putem să mulțumim pe cei care ziua de Paște nu au aceste posibilități și ne-am gândit să facem această acțiune la nivelul întregului județ. Eu vă mulțumesc și tuturor dumneavoastră și familiilor și călărășenilor le doresc din partea organizației județene un Paște fericit. Mulțumesc. Domnule Marcel Noțu. Bună ziua și vă salut din partea colectivului de la EcoAqua Călăraș. Ce aș putea să vă spun? Că doresc tuturor concetățenilor noștri să aibă un an bun, cu sănătate, cu îmbelșugare și că suntem lângă dumnealor să avem un serviciu prompt și apropiat de cetățean. Ca o informație tehnică dătătoare de speranțe, putem spune că s-a predat SF-ul către consultanță, este purtător de 265 de milioane de euro, care cred de noi că o să dezvolte comunitatea spre ridicarea nivelului de trai al concetățenilor noștri și în rest mai avem niște proiecte care să aducă mai multă echitate între concetățeni vis-a-vis de tarifare. Dar nu e momentul acum. Ce să vă spun? Suntem în acest județ de o viață și facem parte din viața comunității și sperăm să ne integrăm din ce în ce mai mult. Mulțumim. Domnul deputat? Da. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Sigur că socialdemocrația înseamnă apropiere de oameni. Suntem într-o zi de joi, nu oricare joi, joia din săptămâna mare. Cred că trebuie să ne amintim semnificația acestei zile. Este ziua în care Mântuitorul spală picioarele celor 12 ucenici. Este ziua în care vorbim despre cina cea de taină. Este ziua în care vorbim despre rugăciune. Și în ultimul rând, este ziua în care Mântuitorul a fost vândut contra sumei de 30 de argenți fariseilor și cărturarilor din Ierusalim. Trebuie să avem grijă la aceste evenimente, pentru că până la urmă înseamnă, dacă vreți, apropierea clară de oameni a Mântuitorului. Practic s-a sacrificat pentru ca noi să înțelegem aceste mecanisme. De aceea trebuie să fim apropiați de oameni. Eu mulțumesc tuturor pentru încrederea pe care mi-au acordat-o și mă refer la legătorii din județul Călăraș și o să încerc, atât cât pot eu și atât cât
știu eu, voi fi lăsat din toate perspectivele, să înțeleg problemele oamenilor și să vin cu soluții clare pentru a rezolva aceste probleme, adică să depășim faza de la vorbă la faptă, să venim cu acel element pe care și Mântuitorul Iisus Hristos l-a încercat și pentru care a și plătit. Apropierea de oameni și adevărul. Adevărul eliberează. De aceea eu o să încerc atât cât pot să enunț adevărul și să sprijin cetățenii județului Călăraș prin această, dacă vreți, problemă fundamentală. Gânduri bune, sărbători pascale fericite, să dea Dumnezeu sănătate și mult noroc să avem cu toții. Doamne ajută! Domnule senator, Bișor Cioloiu. Bună ziua! Mă bucur că sunt alături de dumneavoastră. Vreau să vă doresc un Paște fericit, sărbători pascale liniștite și vreau ca în această perioadă să uităm că suntem politicieni și să ne aducem aminte că suntem români. Doresc ca toți dintre dumneavoastră și toți dintre noi să ne aducem aminte că sunt familii nevoiașe, că sunt copii dotați, sunt copii care trebuie să ajutați, sunt copii care trebuie sprijiniți. Aș vrea ca toți oamenii care pot să ofere ceva în această perioadă să fie aproape de oamenii nevoiași. Ca aceste sărbători să putem să le facem acelor oameni puțin mai bune, puțin mai liniștite. Vă doresc încă o dată sărbători fericite, un Paște liniștit și să promovați ceea ce trebuie să promovați dumneavoastră. Să uităm de tot ceea ce înseamnă rău și să promovăm măcar în această săptămână bunătatea și credința. Vă mulțumesc! Bună ziua! Așa cum ați văzut, în această săptămână am uitat de politică. Suntem oameni, trebuie să devenim mai buni, trebuie să fim aproape de semenii noștri, iar organizația municipală deja a început o campanie Suflet pentru Suflet. Am identificat familii nevoiașe, copii mulți, care vor primi de la noi un semn de bunătate, pentru că trebuie să ne gândim ca fiecare să aibă pe masă acolo în ziua de Paște o bucățică de cozonac. Și atunci noi, ca socialdemocrați, nu facem altceva decât să fim lângă oameni, pentru că așa suntem noi construiți. Mai departe vom lăsa faptele noastre să vorbească și nu închei înainte de a ura un Paște liniștit, cu sănătate, alături de cei dragi și aveți încredere în noi că ceea ce am promis vom face. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar! Marius Dulce, domnule deputat Constantin Bârcă. Bună ziua tuturor! Suntem în săptămâna patimilor. Eu, împreună cu colegii mei din Colegiul 3, ne-am îndreptat atenția asupra familiilor nevoiașe. Am încercat și cred că vom reuși, măcar în parte, să aducem puțin zâmbet în casele dumnealor. Împreună facem mici cadouri. Îmi doresc ca prin aceste gesturi mici, ca toți cei din Colegiul 3, din județul Călăraș, să aibă sărbători binecuvântate, liniștite, să beneficieze de împăcare, să fim îngăduitori unii cu ceilalți și vă doresc tuturor un Paște fericit. Da, mulțumim domnului deputat Constantin Bârcă. Domnule vicepreședinte Mihai Țăbești. Mulțumesc frumos! Bună ziua tuturor! Dacă săptămâna trecută am fost preocupați de natură și la nivelul județului Călăraș am avut mai multe evenimente de ecologizare, vreau să vă aduc la cunoștință că și în Oltenița am avut un astfel de eveniment foarte frumos, pe promenada portului Oltenița, lucru foarte apreciat, sperăm să-l repetăm de cât mai multe ori. Săptămâna aceasta, așa cum au precizat și colegii mei, antevorbitori, suntem preocupați de oamenii nevoiași din județul Călăraș. Îi mulțumesc, domnului președinte, pentru că a avut ideea de a face o colectă la nivelul organizației județene și de a fi alături de cetățenii din județul Călăraș, care au nevoie de sprijin din partea noastră, împreună cu colegii mei președinți de organizație din localitățile din Colegiul 4 și 5. Astăzi și mâine voi fi prezent și vom încerca să aducem bucurie, puțină bucurie, în casele unor nevoiași. Organizația municipală Oltenița, fiind din punctul meu de vedere a treia forță politică
din PSD Călăraș, după organizația județeană și, bineînțeles, după organizația municipală Călăraș. S-a mobilizat exemplar și le mulțumesc pe această cale colegilor mei. Vreau să vă spun că avem pregătite peste 150 de pachete care vor merge numai către familiile nevoiașe din municipiul Oltenița. Închei urându-le tuturor călărășenilor un Paște liniștit, fericit și cu multă sănătate. Același mesaj îl transmit și oltenițenilor mei. Paște fericit și tot binele de lume. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului vicepreședinte Mihai Săveștea, directorul spitalului Bogdan Mihai. Bună ziua! În această perioadă e clar că ne gândim mai mult ca niciodată la suferințele oamenilor. La noi, la Spitalul Județean de Urgență, marcăm acest moment printr-o mică recunoaștere a celor care se află în suferință și le vom acorda în masă simbolică cu niște cozonaci, cu ouă, cu... dar toate vor fi venite sub egida Spitalului de Urgență ca și instituție. Este foarte important ca să întărim instituțiile și lumea să le perceapă exact în sensul în care ele trebuie să funcționeze. Pentru cetățeni. Paște fericit! Da, mulțumesc colaboratori. Pe această cale trebuie să mulțumim celor care au fost damici. Toate subordonatele Consiliului Județean au participat la această colectă pentru binele locuitorilor și nevoiașilor din județul Călăraș. Nu numai Consiliul Județean, și administrațiile locale ale Partidului Social Democrat, reprezentați de primar PSD, se preocupă ca aceste situații care prezintă la nivelul localităților dificultate în a putea să-și asigure cele dragi zilei pascale, vor face tot posibilul ca ei să fie prezenți acolo unde cetățenii în nevoie să primească ceva. A spune așa, săptămâna mare, săptămâna patimilor, domnul Coarnă a luat și biblic și a spus câteva lucruri care se întâmplă, da, cina cea de taină, cei 12 care sunt spălați de la picioare. Deci lucrurile acestea cred că trebuie să ne dea bunătate, trebuie să ne dea toleranță și transmitem pe cale celor care sunt aleși, celor care sunt în fața populației, a cetățenilor județului, care să fie toleranți, să fie buni și să înțeleagă că menirea noastră e să facem bine cetățenilor pentru că ei ne-au pus pe funcții și ei ne-au ales. Pentru toate astea, Organizația Județeană Călăraș a Partidului Social Democrat urează Paște fericit! Da, mulțumim!